Paul, dragă, pentru Dumnezeu, ai intrat la facultate, acolo te duci. Ești mândria neamului nostru. Ești primul din neam, mă, care a intrat la facultate. Dar și Diana a făcut facultate. O făcut săraca, dar ea e din neamul lui măta. Nu vreau să mă duc la facultate. Asta e bună. Te duci și ești de acolo inginer. Nu-mi place ce ai. Ce ai tu, mă? Ce ai tu de gând să faci cu viața ta? Lucrez home office pentru o multinațională. Ce zici? O iei pe franceză cu mine. Eu am făcut rusă la 1.4. Spune, Vasi te-a învățat, așa-i? Vasi te-a învățat mizeriile astea. Asta care stă tătăzoa în grâjmă. Așa vrei să ajungi ca el? Da, noi chiar îți vrem binele. Tu cu cine ții? Că nici tu n-ai vrut să te duci la facultate. Eu cum să nu vreau să merg la facultate, Paul? Păi acolo m-am dezvoltat. Intelectual. Te-ai dus ca să scapi de gura lui tata să nu mai mulci vaca. Poftim, Paul! Nu e adevărat, tata, ce vacă, ce vacă. Terminați și voi, măi, coptică, nu eu joc acum. Tu să te poți respectos cu sora ta, că ea te-o crescut de când te jucai cu mouse-ul în năsip. M-a crescut tanti Viorica, că ea mergea după băieți în sat. Paul! Tu nici nu știi câți bani am stricat pe acatiste la Sfântul Ardealului, la Arsenie Boca, ca să intri tu la facultate. Mergi la facultate, mă, la Cluj-Napoca, la Politehnică, mergi acolo ca să înveți. Să aprind un bec. Nu te obrăznici. Te și văd peste 4 ani cum vii la noi în sat, la costum, cu cravată, cu diplomatul în mână. Toată lumea te salută, să trăiască domnul inginer, Doamne ajută domnul inginer, tu le faci numai cu mâna. Gates a început dintr-un garaj. A? Gates? Așa vorbești tu cu tată-to, mă? Și-am vândut vaca ca să-ți iau calculator, mă! 486. Paul, serios, acum toți am făcut sacrificii pentru tine, chiar toți. Yeah. Toți am făcut, du-te mă la Cluj să ajungi inginer, toți am rezolvat, ți-am rezolvat și cazare. Stai în gazdă la tușa Eleonora. În garsonieră de 11 metri pătrați. 11 metri pătrați, alții ar da 90.000 de euro ca să o poată cumpăra. Paul, ai KFC acolo, ai MEC, ce trebuie mai mult? Ai de tăte. Metrou, ai metrou în Cluj-Napoca. Domnie curată, te duci la facultate cu metrou. Dar nu-i metrou în Cluj. Este, cum să nu fie? O zis domnul Boc că face metrou. El ce zice, face. Și după 4 ani de facultate vii aici în sat și te angajezi la primărie, nu? Eu nu lucrez la stat, vreau să fiu freelancer, software developer. Nu te întinde că te pleznesc. Unde-i cureaua? Ești prost ca măta. Lasă că merge, că băiat mergi. Așa, așa. Și pe soră ta am ajutat-o și-o terminat spiroharet. În 8 ani. Taci, mă, tată! Tac, 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 dar numai spatele meu știe cât am cărat la secretariat. Vorba ei, ai intrat la facultate, te duci. Că numai un ficior are tata. Care rămâne acasă. Salut! Tu mi-ești ultima speranță. Robi, dragă, Robi, prietenul meu, copilul meu. Uită-te, dacă nu-i făceam cunoștință lui soră ta, cu băiatul ăsta, cu Robi, omul ăsta prezentabil, și acum era tă singură. Sigur. Ascult de mine. Fii atent. O gătatea facultatea, i-am luat Gold 4, am angajat-o în primărie aici în sat și am făcut cunoștință cu un gagiu. Cu tine. Mare domnule Nicu, mare domnule! Dacă ascult de ce zic eu, ce-am făcut pentru soră ta, asta fac și pentru tine. Dar mie nu-mi place de Robi, mie îmi plac femeile.